Hai mă, hai mă, su. Da. Da, mă, lasă-mă, mă, și ce dacă nu e apă caldă, mă, extraordinar, mă. E cald afară, se încălzește de la soare, da? Hai că nu mai pot să vorbesc, țineți linia asta ocupată. Lăsați linia liberă. Extraordinar. Hai mă, hai mă, hai mă. Alo, da? Nu, mă, nu, nu pot să vorbesc acum, extraordinar. Nu mai țineți linia asta ocupată. Mă scuzați. Doamne, haideți, Doamne, că avem întâlnire cu alegătorii. Nu, nu acum, te rog eu frumos, te rog eu frumos. A ta v-am rugat și eu, mă, aștept un telefon important. Important? Important, cel mai important, da, aștept să mă sune liberali. Păi și ce faceți? Stați lângă telefon până vă sună? Nu se poate, vă așteaptă echipa de campanie. Trebuie să mergeți să vorbiți cu oamenii, să le ascultați necazurile. Așa face un primar bun. Măcar o dată la 4 ani. Nu, nu, da, da, mă, știu, știu, știu. Dar stai, stai puțin, mă sună liberalii, după aia fac tot ce-mi spui tu. Ascult tot ce-mi spui tu după aia, da? Dacă sună ăștia cât sunt eu pe teren și eu nu prind, că sună pe fix, ai văzut cum sună de la partid, de la astea. Ce impresie fac eu la oamenii ăștia? Și cu alegătorii cum facem? Facem... Spune că am COVID de ăsta și trebuie să stau izolare, nu știu ce, da? Hai, te rog. Domn primar, dar nu se poate, da. Dacă vă vede lumea pe stradă, după aia vă reclamă că răspândiți boala. Ai tu dreptate, intru, apoi mă duc și la pușcărie degeaba. Nu, nu e, nu e bine. Nu e bine. Da, nu, ne complicăm. Mai bine mergem să ne vedem cu alegătorii. Mă, nu înțelegi, mai măcar, mă, te rog eu frumos, mă, tu între toate persoanele din lume ar trebui să mă înțelegi, nu pot, acum aștept telefonul ăsta, este trebuie să sune de moment în moment și la mine, mă, e cel mai important telefon pe care îl aștept. Dar lasă că știu cum facem, știu cum facem. Îl punem pe unul, cu mască, cu astea, că nu se mai vede acum cine, tu nu poți să mergi, unul, îl trimitem pe Vasile, da, te rog eu frumos, cu mască, cu tot, îl trimitem, bă, zice că sunt eu, da, oricum știe lumea. Doar de pe afișe, ce să, unde cu 5 kg mai slab și cu 10 ani mai tânăr, cum ați făcut. Da, dar nu, domn primar, nu merge așa. Și fii atentă, trimitem 10. 10 oameni. Peste tot, în 10 locuri. De ăștia cu mască să zică toți că sunt eu și că cu alegătorii, cu nu știu ce, să ia problemele, să... Și eu stau aici. Fii atentă, fii atentă, fii atentă! Bă, vă fac și treaba voastră. Cum sună asta, slogan? Fii atent. Maricel Codău. Primarul care este peste tot. Hai de dragă, dacă nici eu nu mă pricep, serios. Păi sunt, na, în funcție de 20 de ani, vorba aia. Da, deci vreți să mințim pe față pe oameni. Crede-mă, Carmen, parcă tu nu știi. Și lor le place de încolo, altfel nu mă votau de atâtea ori pe mine. Plus că dacă e minciună de asta pe față, păi atunci nu mai e minciună, dragă, nu? Pentru că e pe față, nu? Deja nu mai e vina mea că mint. E vina lor că mă cred. Știi cum e prost, nu e ăla care... Deci să înțeleg că atât de important e telefonul ăsta. Da, este, te rog eu, uite că acum uite, ești semn în stare. E cel mai important telefon din viața mea. De anul ăsta, cel mai important telefon în viața mea de anul ăsta. Și de ce? Adică eu cred și sigur aveți dreptate, dar aș vrea să înțeleg și eu de ce e atât de important. Mă, Carmen, mă, dragă, mă, cum să-ți explic eu, mă, tu ești șefa mea de campanie, ar trebui lucrurile astea să le știi, să le stăpânești, trebuie să-ți explic eu, tot eu trebuie să-ți explic. Îți explic, anul ăsta a fost un an bun, anul ăsta poate mai puțin, am trecut senzațional, poate mai puțin bun pentru alegător, dar pentru mine, extraordinar, doar știi și tu. Mi-a schimbat mașina, mi-a schimbat casa, De ce să mă opresc aici cu schimbările, știi ce zic? Ce vreți să vă mai schimbați, nevasta sau? Nu, n-ajungem iar acolo, te rog eu frumos, am mai discutat, deci nu te prinzi, ce mă fac eu cu tine, ce mă fac eu cu tine? Ce vreți să mai schimbați, că nu înțeleg. Mă, Carmen, are ton. Hai că-ți explic foarte repede cum o sună. Toți primarii de la noi din județ, toți primarii, Carmen, au trecut unde? La PNL. La PNL, tu nu citești ziarele, nu te uiți pe site-uri, la emisiuni, la televizor, peste tot. Toți, numai eu am rămas, dragă, singurul fraier care n-a fost sunat de liberali. Doar pe mine nu m-au sunat. Și vorba aia, tu știi, eu care sunt cel mai gospodar, dragă, cel mai pe mine nu m-au sunat. Vreau și eu să mai schimb partidul. Până și Messi a plecat de la Barcelona.
Messi nu juca la FCSB? Nu știu. Nu, aia era o cu... Da, mă rog, nu, da, uită de Messi. Ideea e că din când în când, draga mea, trebuie să mai schimb echipa, colegi, vestiarul, dușul, știi ce zic? Să vezi și tu cum mai e până alte părți. Nu mor prost așa într-un singur loc. Și aștept și eu să mă sune liberalii, că stau de o săptămână numai cu ochii pe telefonul ăsta și nu mă sună. Are ton. Ce faci, Carmen? Râzi de mine. Nu. Așa am ajuns. Nu, dar știu eu de ce nu vă sună. De ce nu? Ia spune tu. Haideți să recapitulăm. Deci, așa. În 2005 ați trecut de la PSD la PD. Da. Corect, da? Uh-huh. Bun. După aia ați trecut de la PD la PSD. Okay. De la PSD la PPDD în 2012. Uh-huh. După care, de la PPDD la UNPR, de la UNPR la PSD și anul trecut, uh-huh, ați trecut... Da. De la PSD-ul la PNL-ul. Exact. De asta nu vă sună să treceți la PNR. Păi pentru că ce ați trecut deja. Ai dreptate, extraordinar. Deci de-aia nu... Incredibil. Păi că sunt atât de multe partide, dragă, nici nu le mai știi, nici nu le mai... Ba, cred că și la PDL am fost înainte. Da, ce? Nu e. Da. Mai bine era pe vremea lui Neanicu. Mai bine era pe vremea lui Neanicu pentru că știai naibii unde e un singur partid și un singur... Da? Te-aș pupa, dragă Carmen. Da, nu e pană. Da? Da, primăria. Cum? Nu curge apa caldă. Da, domne, nu curge apa caldă, sunt ceva probleme. Se rezolvă? Cum să nu? La noi în oraș, orice se rezolvă. Păi da? Numai puțin, stați pe fir, nu închideți, da? Nu închideți. Hai, Carmen, la întâlnire cu alegătorii. Hai să mergem, că trebuie să câștigăm alegerile. Și lăsați telefonul așa? Lasă, că nu mai aștept niciun telefon. Hai să mergem, să mai câștigăm niște alegeri. Dar să revenim, ce ați făcut cu vacanța? Cum v-ați descurcat? Greu, eu n-am fost nicăieri, domne. Greu, normal. Din cauza restricțiilor s-a plecat mai puțin prin străinătate, așa că s-a înghesuit lumea pe aici prin țară. Și cum era vorba lui Dinică din film, țară mică, câteva șezlonguri, nu? Se vede cum oamenii se îngrămădesc să privească momentul artistic susținut de cântărețul de manele la această terasă, fără să țină cont însă de distanțare. Petrecerea ad hoc a fost deranjată de mai multe echipaje de poliție, care au încercat să acopere muzica de petrecere cu sunetul sirenelor. Doar așa, cu sirenele, au mai reușit organele să împrăștie lumea adunată ca la urs. Cam asta a fost atmosfera de pe litoral. Manele și sirene de poliție. Știu de la câțiva tovarăși care s-au aventurat pe acolo. Am un prieten, a vrut și el să se plimbe într-o seară prin stațiunile noastre de la Marea Neagră. Miros de rahat și muzică la maximum. Asta e tot ce a reținut. L-au luat unii la mișto pe stradă că avea burta prea mică, așa, du-te bă acasă, bă, nu-ți e rușine, umbli în halul ăsta pe litoral, ia de aici 100 de lei, cumpărăți câteva șaorme. Au vrut să sune la salvare, nu alta. Să-ți fie de bine, capitale! Nu știu, eu tot aud chestia asta că să donăm plasmă. Nu știu ce să zic pe cuvânt, adică înțeleg așa, astea mai mari, știi, în cutii de alea grele, ok, de acord, le scoți la poartă când trec oamenii aia cu campaniile lor de reciclare, de... Dar să dai plasma, domne, plasma bună, din... nu. Și nu să-ți dea ceva pe ea, adică să o donezi. Cum să donezi plasmă? Păi am plătit-o în 24 de rate, frățioare, n-o dau! Vă las cu Vax Populi, ne vedem mâine de la 10 tot aici, să vă fie bine! Guvernul vrea să ne pună să donăm plasmă, nu știu dacă ați văzut pe undeva știrea, știți... La aparat. Ce spuneți de ideea asta? De ce vrea, credeți că vrea guvernul să donăm plasmă? Nu știu. Știți pe cineva care are plasmă la noastră aici? Nu știu, pe nimeni, nu. Noastră nu aveți? Nu. O să donați plasmă? Credeți în demersul ăsta? Da, donez plasma de acasă, că am una, cam așa. O donați guvernului? I-a dus, logic, ca să uite la ea. Aveți plasmă calmă, nu? I-a dus la Anglia. De acolo. Și decodată, tot. Și nu, le-o dau lor degeaba. O donați, aveți... Da. Mai vrea și telefoane, mai vrea și cât un laptop, ce mai vrea? Știți cum arată?
Nu știu cum arată, de ce să vă spui că n-am văzut niciodată. Deci o plasmă, știu cum arată o plasmă, nu? Știți pe cineva aici în oraș care are plasmă? Așa, e mai mulți care au plasmă, mai mulți. Dumneavoastră aveți plasmă? Nu, am televizor de asta, color. Ați înțeles ideea asta cu plasma? De ce să donăm noi plasmă? Dumneavoastră ați donat plasmă? Să vă întreb direct. Sincer, pentru cineva amărât, da. Pentru cineva amărât, da. Numai plasmă. Și 10 lei aș da. Ați înțeles de ce vrea guvernul mai nou să ne pună să donăm plasmă? Sincer? Poate o fi vreun trafic, eu știu, de plasmă. Cineva câștigă niște bani din așa ceva, sigur. Nu credeți în ceva eu făcut? Vreau să fie într-adevăr ceva, adică pe plan național, nu zic ceva să salvăm, adică e logic să ne salvăm între noi. Mi se pare ceva firesc și omenesc, nu? Știți pe cineva prin zonă, pe aici, prin satul noastră, care are plasmă? Nu știu, da, eu nu mă duc în curte la oameni, adică în casă. Vai. N-ați intrat? Nu. Știți cum arată plasma asta? Da, pe bereții, știu. Ați donat dacă ați avea? Eu ce să donez? Știți pe cineva în sat aici care are plasmă? Nu. Nu, nu știți pe nimeni? Da, de ce eu intru în casă la Bruno să mă uit ce are el și ce n-are? N-am eu treabă. Dar dacă ați avea plasmă, ați donat-o? Ați donat-o dacă e. Altă plasmă nu pot să le mai dau. Doamne. Mai am una în cutii, le dau lor pe geam, dar trebuie decodată. Că nu vede decât prima și și TVR1. Atâta. Dar trebuie decodată. Da. Și le-o dau. Plasmă. Ce să-ți dau? Stomac, nu. Mai sunt unele și mai mici și unele și mai mari. Mai sunt. Spuneți că știți oameni care au plasmă aici în oraș. E mulți care au plasmă. E mulți. Mai sunt și la blocuri astea pe partea asta. Credeți că ar dona dacă ar fi? Nu știu. Mulți oameni care am vorbit pe aici nu știu ce e plasmă. Asta m-a surprins. Păi, plasmă, stai să mai spun ceva, că vezi... Și eu când eram copil n-aveam plasmă. Aveam un televizor și avea bunicul, Dumnezeu să-l ierte, un de la care cu, cum îi zice, Doamne, mergea cu... Cu lămpile alea sau cu ce? Nu. A, înainte de alea. Înainte, avea o, de-aia, o goarnă așa și punea pe capul ăla și mergea și ăla și l-am încoace în timp. A cumpărat taică televizor, l-am așa la plasmă și l-am început și a venit și noi. Cred că sunt oameni prin sat care au plasmă. A... Sunt, nu? Care-i mai așa, mai cu bani. Da, spar genul care ar și dona sau o țin mai mult pentru ei? Nu știu dacă o vrea să o dea. Uite, cum are și băiatul ăsta, dar eu o da, nu o da. O avea plasmă vecinul meu? Are, cum să n-aibă. Și o dona sau nu? Nu știu. Ia îl trebuie pe băiatul ăsta. Dane, n-ai vreo plasmă? Să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securi.